Tot mai mulți pași făcuți pentru modernizarea municipiului Drobeta-Turnu-Severin prin programul Angel Saligny o să fie asfaltate mai multe străzi din municipiu. Desigur, aceste străzi urmând să fie modernizate și prin racordarea la gaz și la alte utilități. Programul Angel Saligny are ca obiectiv modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructură de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. Și la noi, în Drobeta-Turnu-Severin, primarul Marius Creciu a reușit să obțină finanțare în programul Angel Saligny pentru modernizarea mai multor străzi din municipiu. Desigur, aceste străzi urmând să fie modernizate și prin racordare la gaz și alte utilități. În spatele meu sunt mai multe străzi din acest program, Angel Saligny. E un program extrem de important pentru municipalitate, pentru orașul nostru, pentru cetățeni. Am depus toate documentele, s-a semnat deja ordinul de ministru, Severinul a fost pregătit să absoarbă, să atragă acești bani. Odată cu asfaltarea acestor străzi, ne mai rămân extrem de puține străzi de asfaltat, cele care sunt în proprietatea primăriei, pentru că mai sunt străzi unde oamenii nu au cedat, sunt persoane private, proprietate de stradă, primăria nu poate intra pe aceste străzi, dar ceea ce este în proprietatea noastră în acest moment, ne apropiem cu pași repezi de finalizare. Din discuțiile edilului cu directorul de la investiții Romică Vâlcu, în prezent mai puțin de 10 străzi din proprietatea primăriei nu sunt asfaltate, ceea ce reprezintă o mare realizare pentru municipiu, dar și pentru primărie și pentru primarul Marius Creciu. Am plecat cu un handicap pe această zonă în 2016, dar prin atragere de fonduri europene guvernamentale, prin credite, prin banii noștri, am reușit încet, încet să le punem toate la punct. Sunt mândru de ce am realizat, fără lipsă de modestie. Cred că suntem printre primele orașe din țară ce nu mai au străzi de asfaltat. În ceea ce privește utilitățile precum gaz și apă în zonele asfaltate, primarul ne spune că în aceste momente se lucrează la proiecte pentru a asigura locuitorii de toate cele necesare. Vorbind de utilități, într-adevăr, lucrăm în acest moment la proiecte de a aduce toate utilitățile pe aceste străzi. Știți ideile mele sau ideea mea fixă, nu vreau să asfaltez o stradă dacă nu are toate utilitățile. Și atunci suntem în echipă cu SECOM, au și ei pe fonduri europene un proiect prin care venim cu apa și canalizarea pe aceste străzi. Gazul putem să-l băgăm pentru că nu sunt prinse în area de concesiune, fiind străzi noi, nu sunt prinse în area de concesiune a Mehedis Gaz și atunci ne dă voie legea nouă. În moment ce săptămâna trecută s-a semnat ordinul ministrului cu privire la programul Angel Saligny, noi deja eram relativ pregătiți, mai avem două sau trei probleme cu niște expropieri, ca să nu mai avem pe parcursul derulării proiectului alte probleme, suntem pregătiți. Vreau să vă spun că ne putem mândri cu în ultimii ani, ultimii 3-4 ani, cu Angel Saligny ne apropiem de 100 de kilometri asfaltați în municipiul Drobeta-Turnu-Severin și peste 100.000 de metri pătrați de parcări cu toate utilitățile, așa cum spune și domnul primar. În municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în acest moment sunt deja asfaltați 100 de kilometri și există peste 100.000 de metri pătrați de parcări cu toate utilitățile.